Păi asta-i. Fraților! Fraților, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Hopam. Oh, fraților, cine e aia? Fraților, cine e aia? Fraților, cine este aia? Fraților, cine e femeia aia? Cine a intrat în casă? Astăzi ne vom uita pe camerele de supraveghere de la o casă unde se întâmplă foarte multe fenomene paranormale. Ați auzit foarte bine, băieți și fete? Eu sunt Marius Iancu și astăzi facem un nou episod foarte horror la mine pe canal. Mai exact, ne jucăm din nou Alternate Watch și vreau, frate, să fac un mare anunț înainte să înceapă acest videoclip și să vă spun că m-am antrenat foarte, foarte mult și cred că de data aceasta o să prindem și mai multe fenomene paranormale decât data trecută. Știți că ieri am făcut un episod cu acest joculeț și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și foarte mulți dintre voi mi-a zis că, bă, Marius, da, când te uiți pe camele astea de supraveghere ca în Life of Luxury, trebuie să fii și tu, frățiorul, puțin mai atent, că cine știe, poate să se apară un om, poate să se apară o fantomă, poate să se întâmple foarte multe chestii. Și vă zic sincer, fraților, că mi-am făcut research, adică m-am uitat la mai mulți youtuberi din afară, la mai multe videoclipuri și mi-am dat seama cum să joc mai bine. Și de data aceasta, fraților, o să-mi facem 3 vizionări. Vom încerca de 3 ori să prindem cele mai creepy fenomene paranormale pe cameră și hai să vedem dacă o să reușim sau nu. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal și haideți să începem. Deci știți care este treaba? Este un joc care este acum foarte, foarte popular sau o aplicație, nici măcar un joc, unde, fraților, fiți atenți, dăm start aici și, după cum puteți vedea, ne uităm pe camerele de supraveghere de la o casă unde se întâmplă chestii paranormale. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Este ora 00:02 dimineața. Haideți să mergem să ne uităm pe aici să vedem dacă lipsește ceva. Ok. Ne uităm, suntem în camera copiilor, master bedroom, toate nebunerile, baia, subsolul, scările. Ok. Hai să fim foarte atenți, fraților. Vreau să fiu foarte atent și de data aceasta să fac ceva. Ok. Bun. Hopa! Fraților, parcă am văzut ceva aici, dar nu sunt sigur. Parcă am văzut ceva aici. Nimica. Nimica. Nimica aici. Suntem în master bedroom. Ok, în bathroom nimica. Nici aici. Pe scări la fel nimica. Suntem în bucătărie. Bătarea mi-a impresia, face-o că în bucătărie o să se întâmple ceva. Am eu impresia asta. Hopa, este un ibric pe foc, care era acolo. Ia stai. Bucătărie imagery sau displacement. Era ăla acolo? Ia să vedem. E un ceva pe foc, fraților, era acolo? Hai că am dat report. Oh, chiar era! Oh my god, fraților, babă, ok, haideți că sunt în joc, v-am zis că sunt în joc. Ok, deci chiar s-a întâmplat ceva ciudat. Ok. Mai departe. Hopa. S-a întâmplat ceva aici? Nu prea văd. Este o persoană înăuntru acolo, nu? Master bedroom, nimica. Ok. Scările. Hopa, aici, uitați-vă, fraților, pe, uitați-vă pe frigider. S-a schimbat aia de pe frigider. Imagery. Oh my god, s-a schimbat foaia de pe frigider. Mamă, băie și fete, ce se întâmplă, bro? Cine a pus foaia aia acolo, bro? Și nu mi-am dat eu seama. Anomaly removed, haide, mă. Haide că suntem buni, haide. Aici. Nu prea-mi dau seama. Aici iar nu-mi dau seama. Hopa! A apărut scaunul ăla acolo. Scaunul ăla era acolo. Nu cred că era acolo, fraților. Unde sunt? În master bedroom. Displacement. Scaunul ăla nu era acolo, fraților. Scaunul ăla de la ușița aia nu era acolo. Vă zic eu, 100%. Aia zic, bro! Oh my god! Mamă, fraților, că ne descurcăm foarte bine de data asta. Mamă, dar mi-e frică să nu-mi iau jumpscare. Mama, aici chiar nu știu. Ok. Suntem iară în bucătărie. Nimica momentan. Suntem în living room. Aici iar nimica. S-a auzit ceva. S-a auzit ceva, fraților. Hopa! Aici s-a întâmplat ceva. Nu? Uite, e lumina aprinsă. Ceva electrical în camera copilului. Nu?
Dacă e lumina aprinsă, s-a aprins lumina aici. Ok. Not found. Mamă, ia stai, nu, stai. Anomaly list, deci fiți atenți. Distorted human, duplicate object, pictures changing, there is now in the game, electronic. Uite, electrical, aici ziceam de lumină, fraților, dar am dat lumină, dar nu mi-a dat nimica, în fine, o fi că nu e nimica. Mamă, stai că am mai dat încă o dată, nu e nimica să mă panichez. Ok. Aici nimica. Anomaly not found, ok. Aici nimica. Hopa, sau? No. Error code 333! Unknown! Ce e asta, fraților? Fraților, ce se întâmplă? Ce e asta? Fraților? Oh my god, ce a fost aia, bro? Deja e ora 1.20. Mamă, înseamnă că s-a întâmplat ceva aici în bucătărie. A, s-a duplicat ceva? Cumva s-a duplicat ceva? Stai, cum era aia de duplicare? Mimic, uitați-vă, acolo în stânga sunt două chestii. Uitați-vă, gen, sunt două cane sau habar n-am. Cred că s-a duplicat aia, dacă nu mă înșel. Nu? Nu. Ok, era acolo de la început, înseamnă. Ok. Evident. Ok. Can't you see? Oh my god, imagery in master bedroom. Oh my god, uite, îmi scrie can't you see? Fraților, îmi scrie can't you see? Îmi scrie can't you see? Mamă, se aud chestii ciudate. Haide mă, reporting. Anomaly removed. Mamă, bro, too many anomalies. Ce că sunt prea multe. Oh my god, dar unde sunt? Unde sunt, fraților, anomaliile? Că nu le văd. Not found. Fraților, unde sunt? Că nu le văd. Aici. Electrical. Fraților, mamă, dar am ajuns departe. Probabil o să pierdem, probabil o să pierdem. Se aud sunete ciudate. Ba nu! Bravo! Ok. Dai, mai departe. Aici nimica. Aici parcă nu? Nu? Nu s-a întâmplat nimica? Ok. Aici iară nimica. Aici iară nimica. 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 Bă, băieți, bă. Oh my god, m-a prins. Mamă, fraților, mamă, deci ne-am descurcat foarte bine. Foarte, foarte bine. Tip, try out dark mode. Îl poți da enable când dai un nou joc. Și că să punezi dark mode? Am deblocat dark mode? Ia, retry. Ia stai, pauză. Settings. Dark mode, color mode. Color, a, puteți spune și color. Mamă. Aoleu, ce-am făcut, fraților? Stați că am apăsat pe o chestie proastă. În fine. Sau? Ok. Oh, fraților! Bro, uitați-vă ce am făcut! Uitați-vă ce am făcut, man! Ok, deci acum vedem totul color. Mama, asta e și mai horror. Asta e și mai horror, efectiv. Bun. Ok, dar poate, poate pentru că vedem acum totul horror, totul color, o să fie mai bine. Hai să vedem, cine știe? Cine știe, băi și fete? Ce se poate întâmpla aici? Mamă, dar e tare rău de tot jocul ăsta, frate, deci mă sperie maxim. Ok. Aici nimica. Nici aici nimica. Sunt curios, bro, momentan nu se întâmplă nimica. Sunt curios ce îmi pregătește. Ce îmi pregătește joculețul ăsta. Ok. În camera asta. Bro, dar e cineva înăuntru? Bă, ok, că e cineva înăuntru, fraților, dacă nu mă înșel. Ia să-i dau aici. Corps. E cineva înăuntru acolo, în ăla, cred. Bă, cred că e cineva în dulap, eu așa văd. Sau poate sunt eu prost. Nu, sunt eu prost. Credeam eu că e cineva acolo, în fine.
Fraților, se aude ceva aici, muzică electrical în basement. Hopa! Fraților, voi ați văzut? Oh my god, asta e report. Fraților, ce se aude? Report, electrical report. Oh my god, fraților, voi vedeți pe televizor ce se întâmplă? Anomaly removed. Bă, ciudaților, lăsați-mă în pace. Ok, aici înăuntru. În bucătărie nimic momentan. Aici la fel. Camera copiilor s-a mișcat aia, displacement. S-a mișcat aia, bro. De ce s-a mișcat aia, bro? Come on, mă, frate, mă, că stai inima loc. De ce s-a mișcat, bro? Nu puteai, mă, să stai acolo, mă, să nu te miști. Oh my god, ok. Mai departe. Da, aici chiar n-am ce să zic. Aici la fel n-am ce să zic. Aici la fel. Aici la fel. Totul e ok, cred. Hopa, aici s-a duplicat ceva. Mimic, s-a duplicat aici, fraților. Aia nu erau acolo, nu erau două. Report. Mamă, haideți, mă, băi, și vede că ne descurcăm bine, mă. Haideți că ne descurcăm mult mai bine decât prima dată. Dar tot e horror. Anomaly removed. Ia. Au dispărut niște chestii de acolo? Ba nu, nu cred. Că a dispărut nimica, nu cred. Ok. Fraților, ce s-a întâmplat în kitchen? S-a întâmplat ceva, voi ați văzut? Opa! Ia uitați-vă acolo, sunt trei pahare acum. Știți că v-am zis eu că de fapt sunt mai multe pahare acolo. Dar acum sunt trei. Adică s-au duplicat. Îi dau report. Mamă, fraților, băi, efectiv mă cac pe mine de frică. Mă cac pe mine de frică că mă joc jocul ăsta. Efectiv mă cac pe mine de frică. Anomaly removed. Ok. Aici... Cred că a dispărut ceva, dar nu sunt sigur. Fraților, de ce apare aia acolo? Ia stai, ce e aia mai exact? Ia stai, pauză. Ce chestia aia mai exact? Electronice. This is now the game. Cannot be classified. Unknown. Pictures changing. Ia stai, hai să dăm imagery. E ceva de imagery aici? Ia în camera copilului. Bă, fraților, de ce s-a întâmplat aia? Sau e de electronice sau e de unknown? O să-i dau unknown sau electronice? Dacă nu merge asta. Not found. Unknown, cred că e. Evident, cică. Păi chiar e evident. Aia zic. Ok. Era necunoscută chestia aia. Mamă, mai departe. Bă, mă sperie, fraților. Bă, sunt speriat. Ia, aici ce se întâmplă? Aici s-a întâmplat ceva, fac pariu. Aici s-a întâmplat ceva și nu-mi dai eu seama. Cred că sunt mai multe cuțite sau... Nu. Evident, cică, e ceva evident. Unde e evident, frățiorul? Unde e evident? Că eu nu văd nimica. Aici e ceva duplicate? Ia să dăm aici. Duplicate? Dacă nu plecăm de aici. Nu. Cred că e ceva în bucătărie, bro. S-a întâmplat ceva aici în bucătărie. Displacement în bucătărie. Displacement în bucătărie. Asta e. Displacement în bucătărie. Haide, mă. Aia zic! Dar stai că încă n-am terminat. Sunt mai multe chestii. Ok. 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 Nu mai știu, bro. Iar am pierdut la 6 anomalii. Bun. Mamă, fraților. Ok. Hai. Ultima dată. Ok.
Bun, hai să vedem, retry. Hai că, bă, parcă ne descurcăm mai bine pe varianta asta cu coloare, da? Asta va fi ultima încercare. Ultima încercare a noastră, băi și fete. Bun. Deci ne uităm pe aici, ne uităm peste tot să n-avem nicio treabă. Ok. Eu zic că mergem destul de bine. Ne uităm, nu se întâmplă nimica, da? Ne uităm aici. Hai bă, că deja știu casa asta pe de rost. Ai luat-o, razna? Știu efectiv casa asta pe de rost. Ok. Bun, mamă. Mamă, fraților, fiți atenți că nivelul ăsta e mai greu. Momentan nu-mi dau seama de nimica. Mamă, deci chiar nu-mi dau seama de nimica. Cred că s-a mutat asta. Displacement, stai. Da, cred că s-a mutat candelabrul ăsta. Sau dacă nu s-a mutat candelabrul, s-a mutat data trecută. Și am fost eu prost și n-am dat. Ba da, s-a mutat candelabrul. Bă, v-am zis, merge mintea. Ok, hai să vedem mai departe. Aici. Așa. Nimica. Aici iară nimica. Aici iară nimica. Aici din nou nimica. Mamă, băi și fete, ăsta e cel mai greu nivel de până acum. Efectiv nu-mi dau seama ce se întâmplă. Vă dați seama că s-au întâmplat de-astea, dar nu le observ eu. Dacă pierd cap prostul, mai dau o dată. Că nu mă las. Ok. Ați văzut că a apărut ceva, a apărut chestia acolo. Mimic. Sau cum? Displacement, nu? Da, displacement. Ați văzut că s-a mutat asta de aici acolo, jos. Dar am prins-o pe fază. Am prins efectiv totul pe fază. Hai să vedem. Let's go. Ok. Bă, bucătăria asta o știu perfect, fraților. Aici nu mai are ce să se întâmple la bucătărie fără să nu-mi dau seama. La restul camerelor mai poate. Dar aici, opa, cred că e și aici s-a mutat ceva. Displacement în... aici, cred că s-a mutat ceva în living room. Dacă nu mă înșel. Cred că s-a mutat ceva în living room. Cred. A, nu. A. Aici iar nu știu. Aici s-a mutat ceva 100%. S-a mutat prostia aia. S-a mutat, fraților, iar chestia aia pe care stătea copilul. Mamă, dar asta e cel mai greu, ești nebun? Asta e cel mai greu nivel de până acum. Anomaly removed. Cel mai greu nivel de până acum, fraților. De departe. Ok. Bă, la baia aici niciodată nu se întâmplă nimica, frate. Efectiv, baia e inutilă. Nu se întâmplă nimica niciodată. Ia bucătăria. N-ai cum aici la bucătărie să-mi faci ceva să nu-mi dau seama. Efectiv, îți dau seama întotdeauna. Sau? Bă, coșa de gunoi era acolo. Ia să vedem. Hai că acum învățăm dacă era acolo sau nu. Cred că era acolo totuși. Ia să vedem. Nu. Da, era acolo. Păi asta-i. Fraților! Fraților, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Oh my god, s-a deschis ușa. Ok. Ok, asta v-am zis, este cel mai ciudat nivel de până acum. Efectiv, este cel mai ciudat nivel de până acum. Ok. Opa, acolo, bă, e ceva mimic acolo. Bă, nu erau atât de multe jucării de-astea. Nu erau atât de multe jucării de-astea, bro. Nu? Mimic. Aici, cred. Aia zic, mă. Aia zic. Aici. Nu știu. Opa! Electronice! Electronicul, fraților. Electronicul acolo jos. Ce se întâmplă acolo jos pe laptopul ăla? De ce merge laptopul singur? Bă, nu-i nimeni aici. De ce funcționează laptopul? Pleacă-mă de aici, bro. De ce funcționează laptopul? Oh my god. Ok, bă, aici
Nu-mi dau seama, fraților, dacă e ceva. Efectiv, nu-mi dau seama. Bucătăria, la bucătărie îmi dau seama orice ar fi ea. Dăm așa un check. Nimica la bucătărie. Aici. Iară nimica. Nimica și aici. Nimica și aici. Aici, Mimic, uitați-vă, s-a duplicat aia. S-a duplicat valiza. Mamă, și uitați-vă, poză nouă! Fraților, poză nouă! Poză nouă! Removed. Avem poză nouă în stânga. Cum adică poză nouă? Bă, frățiorul, pleacă-mă de aici. Bă, fraților, ajungem la ora 2 dimineața. Oh my god! Ajunge la 2 dimineața. Efectiv, ajunge la 2 dimineața. Sunt chiar curios. Sunt chiar curios ce se întâmplă la 2 dimineața. Mamă, ce ciudați să știa. Bă, de aici la baie niciodată nu se întâmplă nimica, bă, frate, bă. Bă, frate meu, bă. Hopa! Aici cred că este un displacement, nu cred că era ăla acolo. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, fraților? Hai că dau displacement. S-a întâmplat ceva. S-a făcut ora 2 dimineața. Cred că aici e un displacement, dacă nu mă înșel. Ia. Yeah. Da, mă, da. Ok. Bun, sunt înapoi în bucătărie, zona mea, unde aici nu mișcă nimic în bucătărie fără să nu-mi dau seama. Vă zic. Ok. Nimic nici aici. Aici iară nimica. Aici din nou nimica. Aici. Nimica. Aici iară nimica. Aici s-a întâmplat ceva, bro, dar nu, nu, nu. Ia bucătărie. Ia stai, cred că e un displacement aici în bucătărie, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, cred că e un displacement, dacă nu mă înșel. Ah! Nu e. Displacement aici este. Păi, e un displacement undeva, ceva nu mai e la fel ca data trecută. Ceva nu mai e la fel ca data trecută, dar nu știu unde. Ceva nu mai e la fel ca data trecută. Bă, vă zic. Aici e un mimic. Mimic aici. Uitați-vă că s-au duplicat astea. Haide mă. Haide mă. Prea multe anomalii. Haide mă. Ok. Aici. Chiar nu știu aici. Ia aici, bro. Aici trebuie să fie ceva, mă, de nu-mi dau seama. Dar ce-o fi, bro? Mimic? Cred că e mimic și aici, dacă nu mă înșel. Dacă nu am pierdut, mă, dar oricum ne-am dus până la aproape ora 3 dimineața de data asta. Adică am avansat mult. Cred că e mimic cu cărțile alea de acolo. Nu. No. În baie nu se întâmplă nimica niciodată. Aici nu se întâmplă iară nimica niciodată. Ia, bucătăria. Bă, în bucătărie, dacă ar fi ceva, știi, bro. Ce chestie evident. Aici, man. Electrical. Ba nu, unknown. Nu? Unknown. Sper că e unknown aici. Unknown? Mama, aici e unknown? Frate, îți spuneți că e unknown aici, că am uitat, că am mai dat ăsta. Da, mă, da. Ok. Hopa. Oh! Fraților, cine e aia? Fraților, cine e aia? Fraților, cine este aia? Fraților, cine e femeia aia? Cine a intrat în casă? Bă, cine e femeia aia? Ce caută la 2 dimineața aici? Corps. Not found. Bă, dar cum zic? Stai, 2 secunde. Stai, anomaly list. Shadow figure with white eyes. Distorted human. Synonym mirror. Ah, distorted human. Deci flawed. Nu? Flawed. Fraților, ce cu femeia asta? Ce caută femeia aici? Dă-i mă flawed, dă-i! Am reportat-o, bro! Pleacă! Ciudat-o! Ce că-s prea multe anomalii. Ok. Aici nu se întâmplă nimica. Mamă, fraților. Aici a dispărut ceva. Displacement. Aici a dispărut ceva, fraților. A dispărut chestia aia de acolo. De pe masă, de pe măsuța mică. Așa. Stai, close. Evident, iară ceva evident. Unde e evident, bă, frățiorul? Ce se întâmplă de atât de evident? În bucătărie ceva? Nu. Aici nu. Camera copilului? Bro, unde e chestia atât de evidentă de care zici tu?
Cred că e aici. Nu? Oh my god, am pierdut și am raportat 13 anomalii. Mamă, băieți și fete, cât de horror e jocul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult și am avansat. Dacă vreți să facem și partea a treia, partea a treia, da? Apăsați butonul de like și scrieți la comentarii, pentru că mie mi s-a părut foarte, foarte mișto. Report what has moved the door. Ah, ok. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Marusian cu vampa pe toți. Pa, pa. Mamă, fraților. Oh, bro! Cineva a murit aici, oh my god! Anaune, ce e asta? Astăzi ne vom uita pe camere de supraveghere care au surprins fenomene paranormale. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod de Alternate Watch. Mai exact este joculețul acesta horror în care ne uităm pe camere de supraveghere de la o casă bântuită și încercăm să prindem fenomene paranormale. Fraților, haideți să înceapă videoclipul acesta, aș vrea să vă spun o chestie care mi se pare super, super creepy. S-ar putea să fie doar o coincidență, însă totuși mi se pare ciudat. Înainte să începem, nu uitați înainte să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal. Și hai să vă zic, fraților, ce s-a întâmplat. Deci eu de aproximativ 3 zile am început să mă joc jocul acesta foarte, foarte mult, pentru că, într-adevăr, să fiu sincer cu voi, aș vrea să-l termin, aș vrea să ajung până dimineață, însă bănuiesc că mai am mult de practicat până atunci. Însă, fraților, de când am început să mă joc jocul acesta, efectiv toate, să spunem așa, electronicile mele cu care filmez pe YouTube și cu care fac content, au început să mă lase. Deci, fraților, căștile mi s-au stricat, mi-am cumpărat căști noi, camera cu care filmez s-a stricat și ea, fraților, efectiv, oricum, camera mea era destul de stricată, însă în ultimul timp a devenit și mai stricată, și microfonul la fel, băieți și fete, efectiv nu știu ce se întâmplă. Am schimbat camera, deci nu știu dacă vedeți, asta este o cameră nouă, mie mi se pare că asta este mult mai mișto, scrieți la comentarii dacă vă place sau nu, și totodată, fraților, am schimbat și microfonul, de fapt, acum nu l-am schimbat, sunt pe același microfon. Doar că, fraților, fiți atenți, mi-am comandat un nou microfon, mi-a venit microfonul și mi-a venit fără cablu. Băi, și fete, eu nu văd care este sensul acestei chestii, adică cum să-ți vină microfonul fără cablu? E ca și cum ți-ar veni mașina fără motor. Da, fără motor sau fără roți, pentru că, na, cablu este esențial. Și pe lângă asta, microfonul ăla are și un cablu de ăsta foarte, foarte special. Nu este gen un simplu cablu USB sau ceva de genul. Și a trebuit să comand cablu și o să vină peste câteva zile. În fine, asta doar v-am zis că, na, mi se pare ciudat că am început să mă joc jocul ăsta și au început și să se strice chestiile pe aici. Doamne ferește să fie așa, că dacă e așa, se strică și astea, însă sperăm să nu fie cazul. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul la jocul Life of Luxury. Am văzut că mulți dintre voi l-ați numit așa. Mie mi se pare interesant joculețul acesta, să vă zic sincer. Hai să-i dăm drumul, fraților, că chiar sunt curios. Start! Ok, fraților, să vă spun sincer, asta este a doua încercare, pentru că prima a fost un dezastru total, însă hai să începem. Deci acum începem pe bune, da? Acum începem pe bune. Efectiv, v-am zis, joculețul ăsta m-am jucat ieri abia. Astăzi nu m-am jucat deloc. M-am jucat foarte mult ieri, însă na, trebuie să văd și eu care-i treaba, da? Hai, trebuie să ne mișcăm rapid, fraților, să vedem dacă nu cumva se întâmplă ceva. Ok. Bun, ne uităm pe aici peste tot. Ok. Hopa! Ce-am prins? S-a întâmplat ceva în bucătărie. S-a mișcat asta cu lumânării. S-a mișcat asta cu lumânării. Ok, hai să-i dăm rapid. Hai mă, dă-i. Dă-i. Displacement. Este displacement clar, 100%. Nu mă mai joc. Închei filmarea. Aia zic. Dacă nu era asta, închideam filmarea, fraților. Ok. Opa! Electronico, ce se întâmplă acolo? Uitați-vă laptopul, se mișcă laptopul singur. Mamă, băi și fete, hai că am început bine asta. Ok, de fapt nu l-am început bine, că se întâmplă multe chestii ciudate. Ar fi fost bine să nu se întâmple deloc chestii ciudate. Anomaly removed. Pleacă-mă de aici, fraiere, ok. Bă, dar în baie nu se întâmplă niciodată nimica. Să mor de vă mint. Deci se întâmplă vreodată ceva în baie, bro. Efectiv, niciodată nu se întâmplă nimica în baie. Efectiv, fraților, niciodată nimica. Ok. Ia stai, poate prindem și noi ceva pe aici. Bă, tot mă uit în baie, dar știu că fac o greșeală, că nu se întâmplă nimica în baie, dar tot am eu speranța asta. Uite, bă, acum nu e chestia asta aici. Efectiv, data... voi n-ați văzut data trecută. Însă data trecută am văzut eu o chestie acolo și am zis că 100% trebuie să fie o prostie. Și am dat că e o prostie, dar se pare că n-a fost. Hopa, aici cred că s-a mișcat ceva. No. Oh my god, ok. Bă, stați puțin, față, ok, ciudat. Nu prea mai găsiți nimica. Asta mă cam înspăimântă. Fie vorba între noi.
Sau aici să fie un displacement? Pentru că data trecută era ceva aici, fraților, și acum nu mai e. Data trecută că m-am jucat eu. Vorbesc. No. Ok, în bucătărie trebuie să fie ceva. Opa, ia, uitați-vă, uitați-vă pe... Asta, cum îi zice, pe frigider. Oh my god, cine a schimbat poza aia pe frigider, bro? Oh my god, man. Ah, nu-mi place jocul ăsta, nu-mi place, dar mă joc. Bă, fetii, fraților, jocul acesta, deci nu-mi place deloc. Opa, s-a întâmplat ceva iar în bucătărie, ce s-a întâmplat? S-a mutat ceva? Da, s-a mutat alea, bro, s-a mutat acâmurile. Oh my god, s-a mutat acâmurile din stânga în dreapta. Ia vedeți că deja am învățat jocul, deja am învățat jocul. Mamă, fraților, dar nu-mi place, benefitiv nu-mi place. Dar tot mă joc, e prea horror. Ce, am făcut ora 1 dimineața, bravo, Marius. Ora 1 dimineața, bravo, ești tare. Bă, dar nu s-a întâmplat anomalii, gen efectiv numai în două camere s-a întâmplat. Aici și în bucătărie. În rest, nu prea am văzut nimica. În baie, nici nu mai zic că niciodată nu se întâmplă nimic aici în baie. Aici iară nimica. Aici din nou nimica. Bad decision mark. Bad decision mark. Cum adică? Hopa, înseamnă că s-a întâmplat ceva aici sau care-i treaba? Nu. Aici. Nu. Mamă, fraților. Oh, bro! Cineva a murit aici, oh my god! Unknown, ce e asta? Fraților, cineva e mort pe pat! Bă, voi vedeți? Cineva e mort pe pat! Bă! Bă! Not found, mamă, dar cum zic? Stai, pauza, anomaly list. Ce înseamnă asta? Synonym mirrors, cloud figure, distorted, huma, flawed. Stai, flawed. Aici. Băi, frate, cineva e mort pe pat. Băi, eu am dat. Eu am dat, dar trebuie să dau aia bună. Nu se... Bă, cum adică? Băi, asta e, anomaly list. Pure form, shadow figure with eight eyes, corpse, this is now in the game. Corpse. Ultima încercare. Ce că e evident ce s-a întâmplat aici. Ultima încercare, fraților. Oh my god, corpse. Aia zic, bro! Oh my god, man! Mamă, asta chiar a fost horror. Asta chiar a fost horror, dar stați că s-au întâmplat chestii ciudate 100% cât timp am lipsit în celelalte locuri, cum ar fi în bucătărie. E chiar e ceva evident. Unde e, bro, ceva evident? Aici e un displacement, dacă nu mă înșel, sau dacă nu este un mimic. Ori un displacement, ori un mimic. Sincer. Haide, mă. Am pierdut mult timp la aia. Am pierdut mult timp la aia ca prostul, bro. Și aici o să pierd la fel. Mamă, deci am pierdut mult timp la aia ca prostul, bro. N-am jucat-o deloc. Mamă, dar voi ați văzut, frate, cineva mort pe canapea, bro. Oh my god, chiar a fost horror. Ok, trebuia să-mi dau seama că este vorba de mimic. Nu mi-am dat seama. Aici cred că s-a schimbat o poză. S-a schimbat poza aia de acolo. S-a schimbat poza din dreapta. Dacă am ghicit-o și pe asta, mergem departe. Dacă am ghicit-o și pe asta. Haide, mă, te rog, te rog! Bine, mă, bine, ok. Error code 333, fraților. Bathroom. Fraților, error code 333, ce se întâmplă în baie? Ce se întâmplă în baie? Dar nu pot să fac. Ce se întâmplă în baie? Frate? Ce s-a întâmplat în baie? De n-am putut să văd care-i treaba. S-a întâmplat ceva în baie. Ok. Mama, aici la subsol nu se întâmplă nimic, a? Ok. Nici aici nu cred că se întâmplă nimic. Ora 2 dimineața. This is not good. Adică, ba, da, e bine. E bine, fraților, dar se putea și mai bine. Aici nimica, babă. În baie. Fraților, nu știu unde să mă duc acum. Ce că e ceva evident. Unde e evident, bro? Ce e evident? Hopa, aici, mimic. În camera copiilor. Cred că e mimic în camera copiilor, dacă nu e displacement. Că sunt mai multe jucării. Sunt mai multe jucării, fraților. În camera copiilor. Aia zic, ok. Dar încă e evident ceva, cică.
Ce mai evident pe aici? Opa, aici, o imagine aici, în master bedroom. Imaginea aia din stânga, s-a schimbat imaginea din stânga. Ba, mă, frate, ne duce până la 3 dimineața, ce ziceți? Haide, mă, dă-i report. Removed? Vag, acum e totul vag. Ok, bă, aici... Cred că s-a produs un displacement, dar nu sunt sigur. Nu-mi place că pierd timpul la alea, bro. Efectiv, pierd timpul. La alea pe care le greșesc. Efectiv, pierd timpul. Aici? Nu. Aici, în bucătărie, nimic. Așa că e ceva evident. Unde e ceva evident, bro? Hop, aici. Displacement în ăsta. S-a mișcat aia. Ok. Aici nu știu ce să zic. Ia aici. Anomaly removed. Ok, mamă, fraților. Bă, sunt prea multe chestii ciudate. Master bedroom, ce s-a întâmplat în master bedroom? S-a întâmplat ceva în master bedroom, adineauri. Fraților, ce s-a întâmplat în master bedroom? Un displacement? Cred că un displacement, cred că s-a mișcat ceva, dacă nu mă înșel. Ok, ce că e evident. Oh my god, uite ce imagine asta. Imaginea cu băiatul ăsta. Anomaly removed. Imaginea cu băiatul ăsta din subsol. Fraților, se aude o melodie. Fraților, se aude o melodie. Electrical. Că se aude melodia. Ok. Aici am bucătărie nimica. Anomaly removed, ok. Mamă, băi și fete, că ne ducem tare. Ne ducem tare de data asta. Aici s-a făcut un mimic, că s-a dublat. Mamă, se duce, ne ducem în ora 3 de acolo pe asta. Haide mă, ora 3. Ora 3 dimineața. Haide mă. Bă, v-am zis că se dice ce mai bun la jocul ăsta. Aia zic. Ok. Nimic aici. Ba, aici s-a întâmplat ceva. Aici a dispărut ceva. Displacement. Aici a dispărut ceva. Aici a dispărut ceva. Era aia acolo înainte. Mi-aduc aminte 100%. Ora 3 dimineața. Let's go. Aici a dispărut ceva. Aia zic, mă. A dispărut ceva, v-am zis. Mamă, băi și fete, dar tare am impresia că acum situația o să devină foarte horror. Aici nu s-a întâmplat nimic, din câte văd. Bă, da, aici în living room nu se întâmplă niciodată nimic, frate. Mamă. Trebuie să fiu atent. Trebuie să o joc frumos. Mamă. Evident, ce e evident? Ce e evident, frate meu? Ce... aici. Displacement în camera copilului. Uite acolo s-a băgat aia. Și ce mai avem ceva? Uite aici e mimic. Aici în camera asta e mimic. Haide mă, hai. Anomaly removed. Aici e mimic, uite. S-au dublat astea, fraților. Haideți mă, că ne ducem tare, mă. Ne ducem tare, mă, uiți. Bine mă, mamă, ne ducem în 4 dimineața, fiți atenți. Fiți atenți că ne ducem în 4 dimineața. Mamă, bă, da, hopa. Aici cred că s-a întâmplat ceva. Cred că la nu era acolo înainte. Fraților. Cred că s-a produs un displacement. Ăla nu era acolo înainte, cred. Nu, no, de fapt era bun. Hai că mai trebuie să și greșesc până la urmă. Kitchen, ce s-a întâmplat în kitchen? S-a întâmplat ceva, fraților, în kitchen. Da, uite, s-a mișcat cana. Displacement. Fraților, auziți? Bro, s-a auzit ceva. Mamă, bă, sunt căcat pe mine de frică, vă zic sincer. Ok. Nimica. Camera copilor, nimica. Aici. Nimica, mulțumim bunului Dumnezeu. Mama, aici, bă, frate, bă, se întâmplă ceva. Ah, aici este un mimic. S-a dublat aia, dacă vedeți, pe scări. S-a dublat caseta video. S-a dublat caseta video. Caseta video era una, erau două. Nu? Da, mă, da, ok. Oare ce s-a întâmplat aici în bucătărie? Da, deja am văzut. Cred că aici s-a făcut un displacement. Cred că aici s-a făcut displacement. Acolo s-a făcut displacement, probabil, fraților. Ia să vedem. Aia zic!
Aici ce s-a întâmplat? Nimica, ce să se întâmple? Aici iară nimica. Aici, bă, aici iară un displacement. Simt eu un displacement aici. S-a mișcat ceva, nu-i ceva la fel. Ora 4 dimineața. No, anomaly not found. Ora 4 dimineața. Camera copiilor, aici bro, ce e? Aici displacement. Cred, nu sunt sigur. Opa, aici mimic, în baie mimic. Haide mă, hai, raportează-te. Să dau aici în baie mimic, haide, raportează-te. Nu, no, nu, no, nu, no, aici în baie mimic. Aici s-a dublat 100% în baie. S-a dublat aia. Ok, mamă, stați. Că mi s-a ieșit din, mi s-a ieșit din joc. Sper că nu mi s-a oprit filmarea sau prostii de-astea. Anomaly removed, ok. Evident, ce că e ceva evident. Fraților! Aaaa! Fraților! Fraților, cine e asta? De ce se uită la mine? Fraților, cine e asta, bă? Ciudatule, pleacă! Bă, bă! Nu! Mama, am dat prost, am dat prost, am dat prost, am dat prost. Fraților, cine e ciudatul ăsta și de ce se uită la mine? Pleacă de aici, mă, pleacă de aici. Ciudatule, pleacă de aici. Anomaly not found, bă, cine ai, bă? Oh my god. Oh my god, băieți, living room unknown, mamă, bă, băieți. Suntem efectiv morți. Uite, aici, iară, un mimic aici, haide, mă. Mamă, băieți, vede că pierdem. Anomaly removed. Aici, vreau să mă duc, unde? Aici vreau să mă duc, aici este un remove. Mamă, frate, cine e ciudatul ăla de la subsol? Haide mă, sparge și asta de aici. Așa, bravo. Aici nimica, iar ceva evident. Unde e mai evident? La subsol, bro, uitați-vă aici la subsol. Corps la subsol, e cineva la subsol. Un disload este un distorted human. La subsol, îl vedeți acolo în dreapta. Mamă, haide să meargă asta, te rog eu. Uitați-vă mă la ciudatul ăsta, bro. Removed. Asta e un corps, man. Cred că e un corps, dacă nu mă înșel. Fați-o ce-i fac lui ăsta? Cum îl scapă ăsta? Cum pleacă ăsta de aici, că mă enervează? Pleacă-mă de aici, ciudatule. Nu merge, mă, flauled. Pleacă-mă de aici, te rog eu. Fraților, efectiv, nu pot să scopă ciudatul ăla de acolo. Și mă enervează. L-am scos, mă, așa, mă, pleacă-mă de aici. Uite, iară mimic aici. Mamă, băieți și fete, se apropie 5 dimineața, man. Oh my god. De ce până la 5 dimineața, vreau, nu vine să cred. Remove, haide, mă. În camera copiilor văd că nu vă mai... nu vă mai place. Foarte bine că nu vă place, fie vorba între noi. Ok, a plecat ciudată de acolo, s-a făcut 5 dimineața. Nimica. Nimica. Nimica, nimica. Nimica. Nimica și aici. O, aici este un displacement, cred. Și aici cred că este... Nu cred că e nimic aici. Nu. Cred că este ceva evident. Unde e evident, bro? Unde-i, bă, ceva evident? Că eu nu observ. Cred că am pierdut. Că nu-mi dau seama. M-am pierdut, fraților. Ai... Aba, nu, aici. Imagery în ăsta. Bun. Aici e... E asta, cum îi zice, fraților. E poza. Vedeți? N-are față la din poză. Anomaly removed. Ok, e ceva evident, iară. Ce poate să fie evident, bro? Bro, ce se întâmplă de atât de evident? Că nu-mi dau seama, băi, evidențiatule. Aici e un display... No! Am pierdut, man! Wow! Wow, fraților, cât de tare a fost, man! Wow, cât de tare a fost! Bun! Băi și fete, o să las doar încercarea asta. O să vă mai antrenez și o să încerc episodul viitor să termin jocul. Cam atât a fost, eu am fost Marțianco. Vă pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa! S-a deschis ușa, fraților. Da, unknown, habar n-am.
Cine-i tanti asta? Fraților, cine-i tanti asta? Sora mea? Doamnă? Nu o să-ți vină să crezi ce am prins pe camerele de supraveghere la ora 3 dimineața. Salutare băieți și fete, eu sunt Marius Iancu și bine v-am găsit la un nou episod foarte horror și special la mine pe canal. Acesta este episodul 4 din joculețul Alternate Watch, sau cum îmi place mie să-i zic, jocul Life of Luxury. În cazul în care nu v-ați mai uitat până acum la un episod cu jocul acesta, trebuie să ne uităm pe niște camere de supraveghere și să identificăm când se întâmplă fenomene paranormale, când se mișcă chestii prin casă, când apar fantome, când apar creaturi distorsionate sau chiar oameni neinvitați, intruder, da, gen oameni care intră peste alți oameni în casă. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal. Fraților, vreau să vă zic că în ultimul timp am primit și niște mesaje de la voi pe Instagram. Vă mulțumesc foarte, foarte mult celor care vreți să mă ajutați ca să termin jocul ăsta, că știți că ăsta e goal-ul, trebuie să-l terminăm, însă este foarte, foarte greu. Și mi-a zis băieți și fete că jocul acesta este inspirat de la Mandela Catalog și că sunt personaje din Mandela Catalog și din I'm on Observation Duty. O să jucăm și joculețul acesta după ce terminăm Alternate Watch. I'm on Observation Duty iar este un joculeț de ăsta foarte, foarte mișto. Însă hai să vedem care-i treaba. Ideea e că m-am uitat și eu face niște videoclipuri pe YouTube, am învățat mai multe chestii, însă tot ce contează este cât de atenți suntem. 3, 2, 1 și hai să-i dăm start-o. Știți că îi dăm start-o fără, cum zice, fără alb-negru. Hai să vedem. Trebuie să fim foarte atenți și vă invit să fiți la fel de atenți și voi. Ne uităm pe aici, să nu cumva să se întâmple ceva prostesc. Cred că s-a întâmplat ceva, bro. Cred că oficial s-a întâmplat ceva și eu nu știu ce. Ok, ne uităm peste tot, fraților. Da? Aici nimic în camera copilului. Kids room, s-a mișcat ceva, displacement, s-a mișcat aia. De ce s-a mișcat aia în camera copilului, bro? Ce treabă aveți cu camera copilului? Ah, și băi și fete, am descoperit o nouă chestie, mi-a zis-o și voi, am crezut-o și eu, dar nu credeam că este adevărată. Însă, de fiecare dată când începem un nou joc de ăsta din... cum se numește, joc Alternate Watch, băieți și fete, sunt selectate anumite camere care sunt cele mai posedate, știi? Uite aici cred că s-a făcut un displacement, dacă nu mă înșel. Adică, bă, am observat și o chestie, gen că unele camere sunt efectiv, deodată aici nu se întâmplă nimic, ca și cealaltă cameră e foarte mare nebunie, știi? Not found, ok. Mamă, se aud chestii ciudate. În bucătărie, nimica. Ok. Nimic aici. Camera copilului, nimica. Nici aici nimica. Ok. Ciudat. Mama, am prins numai una. Vă dați seama că s-a mai întâmplat, dar nu le vedem noi. Mamă, bro. Întotdeauna primul meci e cel mai greu, până ne intrăm în pâine. Știi ce zic? Aha. Bă, nu observ ce se întâmplă, efectiv. Aici cred că este mimic. No. Efectiv, fraților, nu știu ce se întâmplă. Aici s-a mișcat ceva în bucătărie. Displacement. Încerc și eu, băieți și fete, să le dau așa la noroc dacă nu văd nimica, pentru că s-a întâmplat ceva, da? N-are cum să nu se fi întâmplat nimica. Dar nu observăm noi. Ba, uite, s-a mișcat ceva în bucătărie. Bă, știam eu. Efectiv, era bucătăria mai ciudată. Camera copilor, ce s-a întâmplat? S-a mișcat ceva și cred că este și un mimic în camera copilor. Cred că s-a dublat cartea aia. Nu știu, uite, s-a mișcat alea. Uite, vedeți? Fix ce v-am zis. În camera copilor la început s-au făcut toate nebunile și acum la fel. Știi care-i scopul? De ce se întâmplă chestia asta? Ok. Mimic. Ora 1 dimineața. Ia uite, bă, v-am zis, face că se aleg niște camere și se întâmplă chestii ciudate. Trebuie să fim atenți pe camera copilului. Trebuie să fim foarte atenți pe camera copilului. Aici la subsol parcă niciodată nu se întâmplă nimica. Cel mai simplu loc. Aici.
Da, nimic. Aici cred că s-a mișcat ceva. Bă, deja am intrat în mână, fraților. Camera copilului. Nu cred că e nimica. S-a mișcat ceva, eram sigur în living room. Bă, mi-am dat seama. Aici cred că este mimic. Cred că sunt mai multe cărți decât trebuiau să fie. Acolo în dreapta. Haideți, bă, băieți, bă, deja suntem profesioniști la jocul ăsta. Locul 1 pe România, eu Marius Ian cu cel mai bun jucător de Alternate Watch. Ok, hai că fix acum mi-a dat aia cu... Fraților, ce se aude? Bă, ce se aude? Stai că am dat greșit. Ce se aude? Bă, voi ați auzit? Ce s-a auzit aici? Sau e electrical? Cred că e ceva de electrical. Dacă nu merge nici asta, înseamnă că e electrical. Da, electrical. E electrical. No? Și cred că e și mimic. Ceva electrical și ceva mimic. No? Ia. Yeah. Aha, și ceva mimic, cred. Cred că aici sunt mai multe de astea decât trebuiau să fie. Mamă, bro, mamă, ce m-am căcat pe mine când am auzit sunetele alea. Wow. No. S-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, fraților? Un displacement? Ce s-a întâmplat? S-a mișcat ceva aici. Dar nu ne dăm noi seama ce. Ba da, bă, da, stați băieți și fete că am... Mamă, stai că am stat prea mult pe subsol. Am dat din greșeală încă un report. Am stat prea mult pe subsol, am uitat de celelalte. Nu, că am dat din greșeală ala. Nimic aici. În camera copilului. Nimica. Surprinzător, aici iară mimic, aici iară s-a întâmplat ceva. Bă, aici sunt prea multe chestii, fraților, efectiv. Sunt prea multe chestii master bedroom. S-a mișcat ceva master bedroom atunci? Bă, s-a întâmplat ceva master bedroom, vă zic. V-am zis? Bă, v-am zis? Fraților! Ora 2 dimineața, dacă nici eu nu știu... Da, uite, aici iar s-a mișcat ceva. Aici s-a mișcat ceva strastă. Pot să parez. S-a mișcat ceva acolo, bro. Nu arăta așa înainte. Niciun caz nu arăta așa înainte. Bă, uite că arăta. Wow. Ok. Ce că e ceva evident. Ce e evident, frățiorul, că nimic e evident. Nu observ. Mimic aici? Probabil. Nu! Frate, ok, că o să pierdem. Pierdem la 2 dimineața. Pierdem la... Aici s-a întâmplat ceva. Aici, bă... Aici s-au mișcat niște chestii, vă zic. Iară s-a pornit ăsta. Băi, face-o, voi vedeți ce se aude. Iară s-a pornit ăsta. Pleacă-mă de aici, uite, vedeți? S-a băgat pe ăsta. Pleacă-mă, închide asta. Ok, adică că am salvat ultima secundă. Cred că am salvat pe bun ultima secundă. Iară ceva evident. Ce evident, bro? Ce atât de evident? Ah, mimic. Mimic aici, uite, plantele astea s-au dublat. Nu erau două plante niciodată. S-au dublat plantele, fiți atenți. S-au dublat plantele. Bă, v-am zis. Nu erau două plante. Iar ce că e evident, ce e evident, mă, frate, mă. Mamă, mă ține numai în evidență. Displacement aici. S-a mișcat, s-a mișcat ceva, s-a mișcat ceva în ăsta. Dacă s-a mișcat și master bedroom, îs numărul 1. Nu s-a mișcat, s-a mișcat aici. Displacement, uite, s-a mișcat ăsta. Ok. Dar mai departe ce mai avem? Că 100% mai e ceva.
100% mai e ceva, frate. Bă, dar în bucătărie nu s-a întâmplat nimic, nu știu cum se face. În bucătărie, ba, s-a mișcat. S-a mișcat, aia nu era acolo. Aia nu era acolo niciodată. N-are cum. Dacă era acolo, nu te crede, efectiv. Îmi spui, nu te crede. Să mă minte joc, cum mă sapotează. Bă, v-am zis că nu era acolo. Mamă, bro. Mamă, dar suntem la limită, fraților. Aici, iar a dispărut ceva. A dispărut crema asta de aici. Mamă, băi, era să pierdem la 2 dimineața și deja am ajuns la 3. Holy shit, man. Come on, we got this. 3 dimineața. Nu. Bă. Nu, no, ok. Bă, dar în bucătărie nu se întâmplă nimic niciodată, men, trolezi. Bă, și n-a apărut nicio de-asta. Uite aici s-a mișcat perna aia. Bă, fraților, n-a apărut nicio creatură ciudată. Ce se întâmplă? Și este ora 3 dimineața și ceva. Și n-a apărut nicio creatură ciudată. Asta e ciudat. Asta chiar e ciudat. Trebuie să apară, bro. Unde ești, mă, creaturo? Trebuie să apari. Pun undeva pe aici. Aha. Bă, da. Ma, s-a mișcat candelabru. În bucătărie s-a mișcat candelabru ăsta. Mamă, da, bă, dar deja merge mintea prea bine la astea, bă. Efectiv, foarte tare jocul ăsta. Ca să ai memorie fotografică. Faci, deci, pe bune, videoclipurile astea sunt utile. Deci chiar dacă vă distrați ele și vă plac, vă și ajută foarte mult. Ca e memorie fotografică. Kids Room, ce se întâmplă în Kids Room? Băi și fete, ce se întâmplă în Kids Room? Băi și fete, ce se întâmplă în Kids Room? Se întâmplă ceva în camera copiilor. Se întâmplă ceva în camera copiilor. Se deschide ușa. No. No, no, no. Aici aici este un mim. Bă, ce se aude? Uitați-vă imaginea aia. Mamă, imaginea aia, am dat și mimic. O fi și mimic? Am ghicit și la mimic înseamnă să se dubleze ceva. N-am ghicit, nu, este imaginea. Ok. Este imaginea acolo. A văzut imaginea, am dat-o. Mai departe, bă, s-a mișcat aia. E că s-a mișcat foaia. Ajungem la 4 dimineața. S-a dublat aici. Hai să vedem. S-a mișcat foaia aia? Nu, nu s-a mișcat. Dar aici s-a dublat asta. Așa că o să dăm report. S-a dublat prostia asta aia. În bucătărie nimic în continuare. Bro, nu vine să cred. Efectiv, în bucătărie nu se întâmplă nimic, man. Pentru prima dată aici iară s-a mișcat ceva. Pot să jur, bro. Că s-a mișcat ceva aici. Aici s-a mișcat 100%. S-a mișcat ăla. Ia să vedem. Nu s-a mișcat, bro. Bă, frate, până la urmă nu-i nimica dacă nu s-a mișcat și dau, nu? Am dat acolo. Și aici cred că s-a mutat foarfeca. Cred că foarfeca aia nu era acolo, dacă stau să mă gândesc. 4 dimineața. Cred că foarfeca aia nu era acolo. Aici s-a dublat ăla. Nu. No. Dar aici 100% s-a dublat șurubelnița asta sau ce e? Cred că e o daia de dinți. E o daia de dinți electrică. Am prins pe cameră, bro. Am prins pe cameră cum s-a întâmplat asta. Fiți atenți că câștigăm jocul. Bă, mă ascultați, fraților. Câștigăm jocul. Câștigăm jocul. Dacă s-ar întâmpla ceva în bucătărie, chiar am câștigat. La copii nu se întâmplă nimica. Displacement aici. Bă, e ceva ce nu-mi place mie la dormitorul ăsta, bă. Se întâmplă ceva în dormitor, bă, frățu. Ascultați-mă aici pe mine. E ceva la dormitorul ăla ce mă deranjează pe mine. Dar nu găsești ce. Aoleu. S-a mișcat ceva aici, 100%. Nu s-a mișcat.
Bro, don't... Nu putem să pierdem acum. Nu putem să pierdem așa, come on. Cred că o să pierdem. Frate, nu putem să pierdem așa, pe bune. Haide-mă, frate-mă. Haide-mă, băieți, mă. Mimic, sunt două telecomande. De ce sunt două telecomande? De ce sunt două telecomande? Aia zic, bă, erau două telecomande. Nu poți să ai două telecomande. Master bedroom. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva aici, master bedroom. Ce s-a întâmplat? Ne uităm. S-a făcut un mimic la cărți. Ok. S-a mișcat. Bro, chestia nu era acolo. Uite, uite-vă acolo, e un măr. Ce caută mărul ăla acolo? Nu era acolo. Mărul nu era acolo, bro. Come on. În bucătărie nu se întâmplă nimica. Bă, frate, vă vine să credeți că în bucătărie nu se întâmplă nimica. Bă, bă, ia. Ia, cred că s-a întâmplat ceva în bucătărie. Displacement. Bro! Fraților! Fraților, cine e asta? Pleacă de aici. Bă, 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 am raportat, am raportat. Te rog, te rog, te rog. Te rog. Ce-a fost aia, man? Ce-a fost nebunia aia? Ce-a fost, bă? Omul ăla distorsionat. Oh my god. Mai departe. Mhm. În bucătărie. Bă, în bucătăria asta. Oh my god. Nu mai găsim nimica. De ce nu mai găsim nimica? N-are cum să nu se mai întâmple ceva. Haide-mă, frate. E 5 dimineața, bro. Dar n-am avut multe faze horror. Deci chiar a fost un nivel super easy. Chiar dacă am ajuns departe, a fost super easy că n-am avut faze horror. Gen, chiar n-am avut nimica horror. Chiar n-a fost ceva foarte special. Să zicem așa. Bă, nu-mi dau seama. Mă, fraților, mă, nu-mi dau seama. Mamă, ce e evident. Ce e evident, mă, omule, mă. Aici este un displacement? Asta este evident. Nu, nu, aici e mimic. Trebuie să fie mimic. Imagine aici. Imagine aici. Hai să vedem. Te rog. No, dar imagine aici. Aici este o imagine. În master bedroom. Uite. Dar în rest, care sunt celelalte, bro? Că nu le văd. Nu văd, evident, iară. Ce e atât de evident, bro? Iar în master bedroom? No. Cred că am pierdut. Cred că am pierdut, fraților. Displacement. Cred că am pierdut. Da, am pierdut. Of, man. Și la ce oră am pierdut? La 5:47. Ok. S-a mișcat. S-a mișcat astea de cereale. În bucătărie 100%. Dar mai departe nu știu, bro. S-au mișcat alea, mă, dar mai departe. Se face 6 dimineața. Și ce se întâmplă la 6 dimineața? Câștigam? Am câștigat jocul? Nu cred. Ba nu, nu l-am câștigat, eram sigur. Mai e. Great job. Am câștigat jocul. Oh my god.
Mamă, fraților, oh my god, am reușit să supraviețuim până la final, prima rundă câștigată. Bă, ideea este că, deci fraților, scopul acestui joc nu este să-l câștigi, este să găsești cât mai multe easter egg-uri, da? Eu, chiar dacă l-am câștigat, bănuiesc că a fost și o variantă mai ușoară, adică ați văzut că a fost destul de ușor. Hai să mai dăm unul, fraților, pentru că sunt foarte multe easter egg-uri pe care noi le-am văzut, deci chiar a fost foarte ușor. Deci chiar a fost extrem de ușor, mult prea ușor și n-a fost deloc horror. Mai încercăm încă o dată, da, să vedem dacă o să mai găsim niște chestii horror. Deci am găsit-o pe femeia aia distorsionată, aia chiar a fost horror rău de tot. Dar în rest, chiar n-a fost nimic chiar atât de wow. Știi ce zic? Dar hai să fim atenți. Hai să fim atenți că poate facem ceva. Știi ce zic? Doamnelor și domnilor, ok. Deci... Runda 2. Și asta va fi ultima rundă, că deja am creierii prăjiți. Efectiv, jocul ăsta nu e bine să te joci mai mult de o dată pe zi. Gen o sesiune de joc pe zi. Aici s-a schimbat ceva, pentru că efectiv îți prăjește creierii. Dar, na, e bine până la urmă că v-am zis. Înveți să fii atent la chestii, înveți multe lucruri până la urmă, da? E un joc tare. Până la urmă. Da, nimic. Nimic nici aici. Nimic nici aici. Sau? Nu. În bucătărie. Mamă, fraților. Deci dacă pierdem prima, efectiv o să vedeți frumusețea acestui joc. Odată câștigi, odată pierzi. Mimic, aici ceva s-a dublat. Nu, ceva nu... Ceva nu-i bine aici. Ori s-a dublat, ori e ceva mimic. Nu, înseamnă că s-a dublat ceva acolo. Ia stai. Ceva s-a dublat aici. Vă zic, faci, sunt prea multe chestii. Ok. Bro! Nu găsesc nimica. Efectiv, nu pot să găsesc nimica. Laundry room. Oh my god, man, nu vine să cred. Nu vine să cred, bă, că nu pot să găsesc nimica, man. Ce s-a întâmplat? Cred că aici s-a, și aici s-a făcut un displacement. Efectiv, nu găsesc nimica. Report aici. Încercăm. Bă, voi vedeți? Am câștigat prima dată. Aici s-a întâmplat ceva aici. S-a dublat acolo. Dar ce e evident, bro? Ce e evident? Ce este evident? Aici iară s-a dublat ceva? Cred că s-a mișcat ceva totuși. Ora 1 dimineața, dar am prins cu greu 1 dimineața. Aici s-a mișcat ceva, 100%. S-a mișcat, bro. Bă, pot să jur că s-a mișcat ceva aici. Mamă, fraților, ce game. Nu s-a mișcat nimic. Aici s-a mișcat. S-a mișcat aia. Mamă, dar uite acum bucătăria aia saltată. Bă, dar celelalte nu le observ. Efectiv, mă uit peste tot și nu-mi dau seama. Pentru că vedeți că tot le rezolv pe astea noi. Dar alea vechi, aici nu s-a întâmplat nimic. N-are ce să se întâmple. Aici la fel, n-are ce să se întâmple. Efectiv, nu s-a întâmplat nimic aici. N-are cum. Aici s-a întâmplat ceva. Ce e ceva evident. Ce e evident, brother? Iar aici, bă! Bă, iară s-a mutat aia. Bă, frații mei. A, uite, și imaginea acolo, ok. Ok, avem încă o imagine în bucătărie. Imagine pe televizor. Pe televizor, pe frigider. Mamă, bă, da. Da, deci, bă, voi vedeți cum e jocul ăsta. Efectiv, odată am rupt. Și acum sunt vai de capul meu. Abia de mai pot să trec un nivel. Dar sunt niște chestii ciudate, men, aici. Și eu nu știu care sunt. Uite, aici s-a mimat ceva.
Ok. Mă uit la imagini, mă uit peste tot. Cred că s-a mișcat ceva aici. S-a mișcat aici în dreapta, pe noptierea aia s-a mișcat ceva, fiți atenți. Dacă nu s-a mișcat, deci n-are cum, s-a mișcat. În dreapta pe noptierea, s-a mișcat chestia aia. Cheia barram și aia. Băi, am zis că s-a mișcat. Bă, v-am zis, frate, eu sunt prea atent la jocul ăsta, efectiv, n-ai ce să-mi faci. La baie nimica de obicei. Aici s-a dublat aia deasupra. Și aici dominăm totul, bă. Bă, n-ai cum să dai cu noi. Bă, da, frate, știi ce sunt eu atent acum? Deci ce n-am prins eu niciodată și m-am uitat la foarte mulți youtuberi care au prins și la foarte multe persoane. Tulpa ce înseamnă? Fiți atenți, anomaly list. Tulpa înseamnă o chestie care este văzută doar în oglindă, da? Și doar în reflexii de-astea, în televizoare, nu știu ce, știi? E mai nebun. Ia uite, aici s-a mișcat aia. Habar n-am ce altă. Ok, s-a mai întâmplat ceva pe lângă displacement-ul ăsta. Ce s-a mai întâmplat? S-a întâmplat aici un displacement, dar s-a mai întâmplat ceva pe lângă asta. Un mimic? No. Cred că tot un displacement. Da. Cred. Probabil. Aici s-a mișcat floarea. Floarea nu era acolo. Holy shit, Jesus! Come help us. Ok. Bă, iară, nimica suspect. Nimica prea suspect, că na. Jocul ăsta în sine e un joc suspect. N-ai cum să zici că nu e nimica suspect în el. Bă, voi vedeți că merge ceasul acum, mi-am dat seama. Ceasul ăla din stânga merge în timp real. Oh my god. Câte detalii. Aha, aici s-a făcut un mimic sau displacement? Nu știu cum să zic. Cred că mimic, fraților. Cred că asta nu mai era aici, nu? Nu cred că s-a făcut displacement, sincer să vă zic. Na, mimic, v-am zis. Un displacement? No. Ce s-a întâmplat? Aha, acum s-a întâmplat displacement. Fix că voiam să dau displacement, s-a întâmplat fix asta, fix displacement, ok. Mai departe, mamă, ce noroc am avut. Mai departe. Așa. În bucătărie, bă, aici s-a întâmplat ceva, ați văzut, dar nu mi-am dat eu seama ce și nici nu cred că o să-mi dau. Nici nu cred că o să-mi dau, fraților. Opa, aici s-a dublat asta. Ok, hai să mergem mai departe. Ce nebunie, bro. Come on, așa, nice. Nimic. 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 Nimic, 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 nimic. Ok, e 3 dimineața și ne-am cam împotmolit, frate. Hopa, aici se întâmplă ceva electrical. Ce se întâmplă? Ne-am cam împotmolit, fraților, să vă zic sincer. Adică nu. Nu, nu ne-am împotmolit. Stăm bine, mai ales dacă acum am rezolvat-o. Am rezolvat-o, stăm bine. Stăm bine, rău de tot, ce-i? Aha. Oh! Pure form! Aoleu! Pleacă-mă de aici, bă, lasă-mă! Bă, ciudatule, lasă-mă! Pleacă de aici! Uitați-vă cum se uită la mine. I-am dat? Te-ai dus? Mamă, despre asta vorbeam, fraților. Despre genul ăsta de easter egg-uri. Absolut insane ora 3 dimineața. Absolut insane ora 3 dimineața, bro. This is just insane, man. Efectiv. S-a dublat iară telecomanda, bă, vă zic. Trebuie să ai și puțină logică aici, bro. Nu ai cum un televizor, două telecomande. De fapt, are și un, cum îi zice, băi, la sistemul ăla de boxe. Cum îi zice? Ah, am și uitat. Bă, cum adică? Bă, am pus eu greșit. Cum zice la sistemul ăla de boxe, fraților? Că am avut și eu. Știu că aveam două telecomande. Nu știu cum se zice. Anomaly removed.
Nimic aici. Master bedroom, s-a întâmplat ceva. Cu poza, cred că s-a întâmplat ceva, sau? Da, cred că poza. Dacă nu... ba nu, era mimic, S-a întâmplat un mimic, s-a dublat cartea. Poate și poza? Poate am făcut mare chestie? Nu, nu. N-am eu atâta noroc. Ok. Bă, baia... efectiv nu se întâmplă nimic în baie. Nici la subsol, din câte putem observa. Nu se întâmplă nimica. Aici, aici nu se întâmplă nimica. Băi, ce s-a întâmplat? Băi, iară s-a dublat asta. Iară s-a dublat telecomanda, băi. Bă, frate, bă, lăsați-mă telecomenzile în pace. Știi ce zic? Doamne, man. Iară s-a dublat, bă, mă, dar se dublează chestiile. Mamă, voi ați auzit vocea aia? Nu mă sperie pe mine, bro. Mă sperie pe mine o voce. Ce-am luat-o? Razna. Ce ai, mă, frate? Când o să vină, bă, ziua când o să mă sperie pe mine o voce? Când? Niciodată. Ok. Mă sperie bucătăria asta mai de... ce e asta? Bă, ciudatule, pleacă-mă de aici. Bă, frate, ce-i cu asta? Bă, uitați-vă ce ochi are. Pleacă-mă de aici. Pleacă. Mamă, ce urât e. Ești urât, bă. Brr. Pa, pa. Ok. Bun. Kitchen. Ce s-a întâmplat în kitchen? Că te-am prins pe filmare. S-a mișcat ceva, 100%, nu? 100% s-a mișcat ceva. Nu văd. Efectiv, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat în kitchen. Dar s-a mișcat ceva, 100%. Pot să fac pariu, ia fiți atenți. S-a mișcat ceva. Nu! Bă, dar ce s-a întâmplat? S-a dublat ceva, nu? Iară s-a dublat ceva în kitchen. Bă, ăștia-și bagi ochi... uite, s-a dublat aia sus, acolo. Ora 4 dimineața. 4 dimineața, trag somnul pentru aia slabi. Cine știe versurile astea... sunteți OG, să zicem. Da. Opa. A dispărut ceva din dulap. Fraților, în dulap acolo, deasupra seifului, era ceva verde, dacă nu mă înșel. Unde a dispărut aia? Nu? Bă, merge prea mult mintea, băi. Merge prea mult mintea. Efectiv, ar trebui să fie ilegală mintea mea. La cât de mult merge. Desigur, glumesc, ok. Da. Bă, s-a mutat coșul ăla de gunoi, mă, nu era așa în față, bă. Pleacă-mă de aici. Nu te cred dacă nici că nu s-a mutat. Oh, fraților! Bă! Bă, voi vedeți? Uitați-vă acolo! Uitați-vă la ușă în dreapta, la ușă în dreapta. Ce e aia, bro? Oh my god, un flaule. Uitați-vă la ușă în dreapta, bro. Bă, voi îl vedeți pe ăla cum stă la ușă. Uite, bate. Pleacă-mă de acolo, mă. Pleacă-mă de aici, mă. Uite, vedeți? Varianta asta a fost mult mai horror decât prima pe care am câștigat-o. Și asta nici măcar n-am câștigat-o. Și la cât de horror e, succes mie să o câștig. Iar a început melodia, bă, mă sperii, mă. Bă, nu mai băga melodii de-astea, bă, că ne vede Dumnezeu, man. Bagi melodii creepy. Bagi melodii de-astea drăguțe în momente creepy. Fac momentele și mai creepy. Hopa! S-a mutat... s-a mutat furculița. Băi, știu tot ce mișcă în casa asta. Ai luat-o razna, frate, am văzut că s-a mutat furculița. Știu tot ce mișcă în casa asta, bro. N-ai cum să o dai cu mine. Efectiv. Știu tot ce mișcă în casa asta, bro. Încearcă să mă faci. Încearcă să mă faci dacă poți. Nu poți să mă faci, zic. Nu poți. N-ai șanse. N-ai nimica. Aha. Oh, bă! Ce faci, mă, bă, ia-l-o, ăla de acolo, ce faci, mă, bă, pleacă. Bă, ia-ți zborul, ia-ți zborul, ia-ți zborul de aici, băi, șmechere, ce cauți la mine în dulap? A? Pleacă de aici, mă. Aha. Păi asta-i, a, nu. Am văzut eu o fază pe nefaților în care se vedea în oglindă un monstru în,
În baie. Ia uite aici, s-a deschis ușa. S-a deschis ușa, fraților. Da, mă, nu, habar n-am. Cine-i tanti asta? Fraților, cine-i tanti asta? Sora mea? Doamnă? Doamnă? Doamnă, vă rog să... Vă rog să plecați din casa mea. Ce căutați în casa mea la 5 dimineața? Aveți probleme psihice? Vă rog să plecați. Vă... Chiar vă îndrept să mergeți afară. Pleacă-mă de aici, babo. Aha. Hmm. Da. Ok. Error code 333. Ce error code 333? Mai aici se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva ce nu trebuie eu să aflu. Că de-aia error code 333. Asta înseamnă. Codul eroare 333 înseamnă ceva ce nu trebuie mai să afle. Anomaly removed. Păi cred. Cred. Cred și eu. Ok. Absolut insane, man. Ah. S-a dublat aici. Asta nu trebuia să aflu, că s-a dublat o periuță de dinți. Sunteți slabi, bro. Sunteți slabi. Câștigăm și asta. Câștigăm și asta, fraților, fiți atenți. Dacă ne mai punem puțin mintea la contribuții, câștigăm și asta. Dar aici chiar s-au întâmplat multe chestii ciudate. Foarte multe chestii ciudate. Dar în camera copilor nu s-a întâmplat niciodată nimica. Aici... Ia, cine-i acolo, bro? Oh, uitați-vă, se vede numai în oglindă ceva, bro. Mamă, uite, avem și un tulpa. Numai bine, și avem și un pure form. Avem două, tulpa și pure form. Uitați-vă la ăla, cum stă după ăla. Mamă, pleacă-mă de aici, a? Și avem și un pure form. Let's go, bro, câștigăm. Mamă, a câștigat două la rând. Jesus. Mamă, uitați-vă ce nașpa se vede. Pleacă-mă de aici, pure form, pleacă. Așa îi face bine să pleci. S-a întâmplat ceva aici? Ba nu, 536. Ba, s-a întâmplat ceva aici. Că de-aia s-a auzit sunetul ăsta. Că s-a întâmplat ceva. Mamă, băieți și fete. Mai trebuie să raportăm una și am câștigat dacă am raportat una. Am raportat una și am câștigat. Dacă nu, pierdem fix la limită. Și îmi dau cu capul de pereți dacă pierd la limită. Am dat efectiv cu capul de pereți. Mai trebuie una. Haide, Marius, mai găsește una și raportează-o. Eu caut. Dar caut degeaba. Aici s-a mișcat ceva, cred. Nu? Ba da, mă, bun! Am câștigat! We won! We won, fraților! 6 dimineața am câștigat! Why? Am câștigat de 2 ori! Am raportat 33 din 34 de anomalii, foarte tare. Bun, băieți și fete, aici s-a terminat episodul de Alternate Watch. O să mai fac episod, adică cred că o să mai fac un singur episod totuși cu jocul ăsta, pentru că deja l-am terminat, însă nici măcar n-am ajuns la 20% din Easter egg-urile pe care am putea să le găsim. Eu am fost Marius Iancu, v-am pa pe toți, pa, pa!